Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod. Am zis să fac ceva diferit pentru că jocul prea mult, nu? Și să mai diversificăm puțin canalul, pentru că până la urmă toată viața noastră e un joc, nu? Mamă, ce poetic. A sunat atât de poetic. Și iubirea este un joc și războiul este un joc în care da, e cam mortal. N-a fost un exemplu bun, dar înțelegeți voi. Și azi facem un test de personalitate gratuit de pe 16personalities.com. Este un site la întâmplare, recunosc. Îți va lua mai puțin de 12 minute. Asta e fix ce ne trebuie nouă. Răspund onest. Chiar dacă nu-ți place răspunsul, o să încerc și încearcă să nu dai răspunsuri neutre. O să încerc. Vi se pare dificil să vă prezentați altor persoane? Sunt de acord, depinde, pentru că e senzația aia, nu te cunosc, nici tu pe mine, de ce ți-aș spune cine sunt, chestii de seama. Depinde, dacă e obligatoriu, atunci nu sunt, adică nu sunt foarte speriată. E ciudată întrebarea. Adeseori vă adânciți așa de mult în gânduri încât ignorați sau uitați de ce se întâmplă în jur. Pa! Da! Sunt de acord maxim. Încercați să răspundeți la e-mail-uri cât mai curând posibil și nu suportați să aveți inbox-ul deranjat. Păi, nu prea am e-mail-uri importante, dar cel puțin acum nu am, deci dar probabil nu aș vrea să fie 1000 și ceva de mesaje nerăspunse. Puteți să vă relaxați și să vă concentrați cu ușurință, chiar dacă există un anumit grad de presiune. Da, sunt de acord, sunt o persoană care se relaxează oarecum indiferent de. De obicei, nu începeți o conversație. Da. Sunt neutră. Nu știu. Și încep și nu încep. Adică, dățile când am început eu o conversație sunt egale cu cele în care a început altcineva conversația cu mine și am telefonul încărcat și mi se descarcă. De ce? Nu știu. Rareori faceți ceva din pură curiozitate. Dacă fac ceva, fac numai din pură curiozitate. Următoarea. Vă simțiți superior celorlalți? Nu, chiar deloc. Toată lumea este egală între ei și tot așa. Și unii sunt chiar mai presus de mine. Pentru că au anumite grade și anumite lucruri care îi face mai speciali. A fi organizat, în cazul meu, este mai important pentru dumneavoastră decât a fi adaptabilă. What? Nu sunt de acord, sunt așa. De obicei sunteți foarte motivată și energetică. De acord aici, nici chiar cea mai. Câștigarea unei dezbateri contează mai puțin decât să nu supărați pe nimeni. Da, pentru că n-am chef de certuri. Mie, da. Adeseori aveți senzația că trebuie să dați explicații altora. Pentru faptele mele, nu sunt neutră, pentru că pentru faptele mele, da, răspund, dar pentru alte fapte, pentru faptele lor, de ce aș răspunde, mă doare undeva de ce au făcut ei? Dacă e legat de mine, atunci da, iau inițiativă. Locuința și locul unde lucrați sunt destul de mordonate. O să pun așa pentru că nu vreau să mint. Sunt o persoană destul de împrăștiată, recunosc. Nu vă deranjează să vă aflați în centrul atenției. Mă cam deranjează, nu-mi place să fiu în centrul atenției, îmi place să fiu lăsată în pace. Vă considerați mai mult practică decât creativă. Sunt mult mai mult creativă decât practică. Oamenii vă deranjează rar. Unii oameni mă deranjează des.
De obicei faceți planuri de călătorie bine planificate? Nu, de obicei îmi place să mă urc în mașină și să merg unde vreau. Recunosc, da, mi-ar place o călătorie așa, să nu știu unde ajung, știi? Du-am la un hotel oarecare, dar să ai bani la tine, nu te duci fără bani, că nu te... Dificil să vă raportați la sentimentele altora. Albatre și extraterestrii care zboară spre cosmos. Nu durează mult până începeți să vă implicați în activități sociale la noul loc de muncă. N-am avut un loc nou de muncă, dar mai nou mă implic și în activități sociale, pentru că de ce nu? Sunteți mai mult o persoană care improvizează pe moment decât una care planifică. Da. Deși la teste, la fel fac. Emoțiile vă controlează mai mult decât le puteți controla dumneavoastră? O să pun așa. Vă face plăcere să participați la evenimente sociale care presupun o anumită ținută sau activități în care se joacă rol? Da, ăstea îmi plac. Gen, o nuntă,
fără gen. I-am promis tatei că scap de gen. Deci nu mai zic că... Dar da, mi-ar plăcea, de exemplu, o nuntă. Frumos. La nuntă îmi plac prăjiturile și tortul. Atâta. Dansul, nu dansez și băutura, ceva acolo, ușor, o apă, un cola. Adeseori petreceți timpul contemplând idei nerealiste și nepractice, însă interesante, da. Mai bine improvizați decât să petreceți timpul întocmind un plan detaliat. Băi, e bine să ai și un plan, recunosc, dar natura mea mă face să iau deciziile pe moment. Sunteți o persoană relativ rezervată și tăcută. Da. Dacă ați avea o firmă, v-ar fi foarte greu să concediați angajații loiali, dar ineficienți. Măi, dacă trebuie concediați, papa, ce să vă fac și eu? Dacă trebuie să fiu concediată, asta e... Dă-mi afară, o să-mi găsesc altceva, nu? Vă gândiți adesea la motivele existenței umane. Mai am momente, pot să las așa, mai am momente când da, mă gândesc de ce ne-am fi născut noi oare și după aia îmi dau seama. Da. Mai bine nu. De obicei, atunci când trebuie luate decizii importante, logica este mai importantă ca sentimentele. Măi, am o inimă atât de ciudată încât dacă eu zic, creierul meu zice, nu te duci să-l vezi, inima mea zice, oh, dar de ce nu? Hai, du-te, hai că eu te susțin, hai să mergem împreună să-l vedem. Da, și pe aia îmi dau seama că inima mea e atât de fraieră și de toate astea. Existența mai multor opțiuni este mai importantă decât o listă cu lucruri de făcut. Da. Dacă viața ta ar fi planificată, n-ai face nimic. Trebuie să fie imprevizibil. Da, să ai un plan, o idee, o ceva drăguț în viitor, dar nu să ai toată viața planificată și sigură. Dacă un prieten este trist din cauza unei probleme, este mai probabil să susțineți emoțional decât să sugerați moduri de a... Nu. Ambele. De asta îl ajut și cu problema, îl ajut și emoțional, adică... Da, în cazul unei despărțiri, nu știu, e greu. Rare ori vă simțiți nesigură. Nu sunt de acord pentru că mă simt destul de deseori. Nu aveți nicio problemă în tocmirea și respectarea unui orar personal. Cam am probleme cu asta. Atunci când vine vorba de lucrul în echipă, a avea dreptate este mai important decât a fi cooperantă. Nu-mi place lucrul în echipă atât de mult, dar când e nevoie să lucrez, da, o fac și ascult și sunt, fac lucrurile cum trebuie. Credeți că trebuie respectate părerile tuturor, indiferent dacă acestea sunt sau nu susținute de fapte? Da, ideile contează, numai că la un moment dat trebuie să aducă și fapte. Vă simțiți mai energetic în cazul băieților, după ce petreceți timpul cu un grup de persoane. Nu știu. Aici chiar nu știu. O să pun de acord, depinde de grupul de persoane, adică dacă sunt cu o persoană care îmi place, da, mă simt mai energetică. Energetică, am zis, energică, am zis de fiecare dată energetică, vă rog, nu-mi ziceți că am zis energetică de fiecare. Doamne ferește. Acum îmi dau seama. În fine, energică. Energetică. Ok, energică. Energetică, am zis de fiecare dată, da. Nu, adesea vă rătăciți lucrurile. Da. Vă rog, lăsați-mi comentarii de câte ori am zis energetică în videoclipul ăsta. Pentru că nu-mi dau seama. Uneori zic un cuvânt, mă bazez pe un cuvânt și îl zic de 15.000 de ori greșit. Dar fără să-mi dau seama. Eu știu corect, dar îl zic greșit. De ce? Nu știu. Vă considerați ca fiind foarte stabilă.
din punct de vedere emoțional. Nu știu, nu știu. Nu, pentru că plâng des fără motiv și chestii de astea. Mintea vă vibrează permanent de idei și planuri neexplorate, da. N-ați spune că sunteți o visătoare. Nu sunt de acord, sunt cea mai visătoare persoană pe care o știu. De obicei aveți dificultăți în a vă relaxa atunci când vorbiți în fața multor persoane. Da, de acord, pentru că mă enervează. În general, vă bazați mai mult pe experiență decât pe imaginație. O să pun așa. Vă faceți prea multe griji despre părerile altora. Da, sunt un pic de acord aici. Au, asta e ultima mână. Dacă o cameră este aglomerată, stați mai aproape de pereți, evitând în centru. Centrul. Da. Aveți tendința de a amâna lucrurile până nu mai aveți timp să le faceți pe toate. De acord. Vă simțiți foarte neliniștită în situații stresante. Nu știu ce să zic aici. Considerați că este mai bine să fiți plăcută de alții decât să fiți puternică? Nu. Ați fost mereu interesată de lucruri neconvenționale și ambigue, de exemplu, în literatură, artă sau film. Da. Adeseori luați inițiativa, ce am azi, în conjuncturi sociale. Bine. Rezultatul. Tipul tău de personalitate este mediator. Introvertit 57, intuitiv 92, centrat pe logică 37, centrat pe principii, căutător 74, precaut 57. Personalitățile astea sunt idealiști în adevăratul sens al cuvântului. Da, eu sunt, vreau să fie totul să iasă cât mai bine. Aflați mereu în căutarea unei urme de bunătate chiar și în cei mai răi oameni, da, sau cele mai neplăcute evenimente, cercând să găsească modalități pentru a repara lucrurile. Deși pot fi percepuți ca persoane calme, rezervate sau chiar timide, ăștia au o flacără interioară și o pasiune care chiar arde, alcătuind doar 4% din populație. Riscul de a se simți neînțeles este, din păcate, foarte mare pentru tipul de personalitate ca mine, dar atunci când găsesc persoane care gândesc la fel ca ei, cu care să-și petreacă timpul, armonia pe care o resimt devine o sursă de bucurie și inspirație. Auleu, sunt ghidați de principiile lor, nu de către logică, nu știu ce. Nu tot ceea ce este aur strălucește, nu toți cei care rătăcesc sunt pierduți. Ce este vechi, dar puternic, nu se ofilește, rădăcinile adânci nu sunt atinse de îngheț. What? Ok, știm ce suntem, însă nu știm ce am putea fi. Citiți dacă vreți și puteți să faceți și voi acest test drăguț. Dacă vreți, puneți pauză aici și citiți sau căutați și voi faceți testul cum l-am făcut eu și citiți despre cum sunt eu. Că eu nu o să citesc pentru că au talent pentru exprimarea sinelui. Ok, bine, poate o să citesc. Nu uitați să lăsați like dacă v-a plăcut și subscribe și alte lucruri. Pe altă dată. Pa, pa!